Maldan, spuneai într-una din discuțiile noastre că pentru a câștiga în alegeri este ca în orice demers în care ai un obiectiv, este și partea de operațiune marketing, să spunem, muncă de teren, foarte mult trabai clerical, cum spunem aici, lucruri care nu ne place întotdeauna să le facem. Este adevărat, este travai clerical, este bază de date, este foarte riguros pentru că trebuie să-ți identifici suporterii pe teren. Nu e la întâmplare, te duci așa, zice lumea, mă place și... E foarte riguros, deci trebuie să ai bazele de date, deci electorii tăi. Deci alegerile sunt un lucru foarte complex, nu e numai un discurs sau... o aderare la ideile unui partid politic e mult mai mult. Fiecare candidat trebuie să-și construiască o organizație. Întreagă mașinărie. E o întreagă mașină de război, se cheamă. Cu submarine, cu tot ce trebuie. Deci în afară de partea de comunicare, de organizare de evenimente, de finanțare, pentru că fără bani nu poți să faci campanie electorală. Totul costă, afișele, depliantele, sortirile, ieșirile în media, deci totul costă, deci trebuie să ai mașină care să sune la telefon, să solicite persoane. Și care să fie și eficient. Trebuie să fie și eficient, pentru că timpul este scurt. Organizare de port-a-port, strategie de port-a-port. Nu te duci... Și mai ales că în districtul meu electoral am o problemă foarte interesantă, de altfel limitele districtului electoral s-au mărit, deci eu sunt aleasă în ceea ce se cheamă OCODENEJ, deci Oratoar Saint-Joseph și Universitatea de Montreal cu Spitalul Saint-Justin până la Spitalul, nu, e mai mult Spitalul Evreiesc. Și s-a prelungit dincolo de Victoria, deci la vest de Victoria până la Westbury. Deci, de ce s-a mărit? La Jean-Talon sau nu? Nu, se oprește la Côte-Saint-Catherine, districtul electoral. Deci ceea ce se cheamă partea mai burgheză a Codeneș, nu partea mai defavorizată a Codeneș. Deci problema cu care mă confrunt în Codeneș este că ca să poți să fii elector, trebuie să fii cetățean canadian. Deci sunt foarte mulți francezi din Franța, care s-au instalat în cartier pentru că sunt școlile. Nu pot vota pentru că nu sunt cetățean. Deci ca să poți vota, trebuie să fii cetățean canadian și să locuiești de cel puțin 6 luni la o adresă din districtul electoral. Este de altfel una dintre inițiativele Magdei Popeanu? Este de altfel a fost din 2005 am propus și în următorul mandat efectiv am să fac o bataie politică la nivel provincial pentru că este de competență municipală, propun de fapt în programul Projet Montréal, cum vă spuneam din 2005, faptul de a da dreptul de vot rezidenților. Nu este o idee revoluționară, nu schimb nimic, sunt cantoane... Dar aduce oarecare echitate. Sunt cantoane în Elveția, sunt state și orașe în Statele Unite care dau dreptul de vot rezidenților, deci nu trebuie să fii cetățean ca să poți vota la alegeri municipale, pentru că ca să strângi gunoaiele, să asiguri dezăpezirea, să frumusețezi orașul, trebuie să participi. Este mai ales un principiu de care vorbeai înainte, legat de taxe. Da, este principiul no taxation without representation. Deci în momentul în care plătești taxe, ai dreptul să votezi. Să spui un cuvânt. Să spui un cuvânt pentru cine te reprezintă. Deci este una din bătăile politice pe care le fac. Deci a dat dreptul de vot rezidenților permanenți. În Montréal, în general, dar și în Codeneș, în Notre-Dame de Grasse, știm că e o concentrare destul de importantă de naționalități, de diverse naționalități. Vorbește-ne puțin despre demografia
parohiei. Deci este la nivel de 67% alofon, deci persoanele care, după statisticile din 2011, nu avem din nefericire un recensământ mai nou, oricum demografia nu s-a schimbat fundamental, din contra, cred că s-a mărit numărul alofonilor. Deci este un cartier de prim, când aterizezi la Montreal, în general aterizezi în Codenej. O, Codenej este un pic mai scump, pentru că chiar dacă sunt apartamente, Rock Hill, Forest Hill, Ridgewood, sunt locuințe de bună calitate și în general mult mai scumpe, dar sunt locuite, imigrația magrebină și imigrația arabă din ultimii ani s-a instalat foarte puternic în Ocodenej. Sunt și români, pe listele mele electorale am numărat aproape în jur de 800 și ceva de români în districtul meu electoral, dar în tot arondismentul reprezentăm a doua limbă vorbită după cele două limbi oficiale, franceza și engleza, și surprinzător, pe primul loc este chineza și după aceea română. Vin românii la vot? În general nu. Nu votează, dar... Nu sunt foarte interesat de... Nu sunt foarte interesat de politica municipală, deși politica municipală, pot să vă spun că este extrem de interesant și ne afectează... Viața de zi cu zi. Efectiv și... pot să vă spun că din primele și cele mai mari realizări pe care le-am făcut sunt măsurile de... cum zice asta, ralenti la circulation, deci apezmandul la circulation, deci... Optimizarea circulației. Nu-i fluidizare, că nu doresc fluidizare, din contra, doresc să fie cât mai puțină circulația automobilă și cât mai lentă, mai ales în jurul școlilor. Deci, Ville de Montréal a comandat un studiu la un organism care se cheamă Velo Quebec, deci care au analizat proveniența copiilor, deci de unde vin copiile în cele trei școli din districtul meu electoral și au propus măsuri de a încetini circulația în jurul acestor școli pentru a proteja drumul copiilor. 30 de kilometri la oră, deci toate trotuarele sunt avansate, deci ca să protejeze copiii, să aibă spații cât mai mici, deci foarte mulți părinți care rămân în Montreal, rămân pentru că vor să-și trimită copiii la școală pe jos, nu să-i ducă cu mașina. Vor ca copiii să se ducă la școală în siguranță, să fie ceea ce se cheamă, cum era în România, cum pe tine te-au dus părinții la școală când erai copil, cu mașina? Nu, ne duceam la jos, puneam găjdănelul în spate și nu văd de ce, pentru că contribuie și la sănătatea copiilor, deci faptul că se duc pe jos și la coeziune, deci cel mai mare vis al meu este un Montreal și cartiere care sunt la scară umană, unde trăim cu vecinii, trăim proximitatea frumos, de altfel, nu știu dacă ați văzut, vara trecută, deci în aproape de oratoriu, Saint-Joseph, am creat o piațetă cu, deci, la Duc de Lorraine și celelalte restaurante, de altfel este și un restaurant... Codenești cu Queen Mary? Codenești cu Queen Mary, da, deci o piațetă publică, cu un piano de stradă la care lumea vine și cântă. Deci, sunt lucruri frumoase, sunt... Tu, ca politician, ai avut realizări, ai avut, presupun, și eșecuri. Cu ce vrei să începi? Toate realizările sunt eșecuri pe care am pus perseverență la maxim, pentru că pot să vă spun cel mai mic lucru pe care l-am făcut. A trebuit pus enorm efort, pentru că nu este simplu să fii în opoziție. Câteva dintre realizările importante? Cum vă spuneam, deci securitate în jurul școlilor, amenajare a cartierilor la scară umană, unde e frumos.
Cea mai mare realizare este că am reușit să conving comerțanții de pe Cod de Neș să se constituie într-o societate de dezvoltare comercial, ceea ce noi numim un SDC. Asta le dă foarte multă putere în fața administrației municipale să schimbe, de exemplu, regulamentele pentru a permite hoteluri turistice, mici hoteluri turistice, pentru că cartierul primește 2 milioane de turiști pe an care vin, este enorm, este cea mai mare, este enorm, e un buget de aproape 250 de milioane de dolari, orator Saint-Joseph. Și nu avem niciun fel de retombe în cartier. Deci iar scritul tău cartezean... Păi nu, păi trebuie să iasă bani, păi trebuie să mănânce în cartier, să se îmbrace în cartier, să locuiască în cartier. Deci încerc din toate puterile să recreez un suflet al cartierului și avem lucruri extraordinare. După principiul, omul sfințește locul? După principiul, cu cât pui mai mult suflet și mai multă energie într-un loc. Și pe noi, cred că cea mai mare realizare a mandatului meu electoral de 4 ani este că nu am lăsat niciun cetățean fără răspuns. Deci, când scrii un mail, când lași un mesaj telefonic, de altfel pe cartea mea de vizită în celularul meu, deci când îți dau cartea de vizită, poți să suni, răspund la celular. Deci, am răspuns întotdeauna. Poate n-am reușit 100% să le rezolv, dar niciodată n-am lăsat pe cineva ceea ce este disprețul politic. Deci, pentru mine, electorii mei... Să simțim că avem un zid protector... Nu e un zid, e o interfață, din contră. E o interfață care e foarte permisibilă și foarte transmite conectată, informații și conectată. Și în ultimii ani am învățat cum funcționează. Știu sistemul administrativ, am și experiență în viața ceea ce se cheamă sistemul public quebecois, pentru că este o adevărată, nu aș spune birocrație, este o tehnocrație foarte, foarte puternică, dar am învățat cum funcționează și cred că știu cum să o fac să funcționeze în cum în să navigheze. Este efectiv arta de a naviga. Magda, despre eșecurile tale pe care sperăm că le vei transforma în realizări? Eșecurile mele sunt faptul că nu am reușit să instalez, că sunt mare fan de ceea ce se cheamă Dodan, deci de bumpers, de speed bumper. Da? N-am reușit să le instalez pentru... Avem o problemă de circulație excesivă în Codeneș, pentru că este un cartier care este traversat de sute de mii de persoane pe zi. Este străzile care sunt străzi rezidențiale în Codeneș sunt de fapt căi de acces spre Universitatea Montreal, HEC, Institutul, deci Poli Montreal, Institutul de Arhitectură, Spitalul Saint-Justin, Spitalul Saint-Mary, Spitalul Evreiesc, Colegi Notre-Dame, Colegi Brebeuf, Colegi Marie de France și pot să vă mai numesc, ca să nu mai vorbim de orator. Deci este un cartier care este sufocat de circulația automobilă, deși sunt guri de metro, deși sunt autobuze care circulă, lumea încă vine. Este de altfel o problemă în care ne confruntăm în regiunea metropolitană. Este primul proiect în care te-ai implicat, printre altele, un proiect de dezvoltare urbanistică, la care tu ții foarte... Da, țin foarte mult, pentru că colegii mici, pentru că eu la arondisment am 5 colegi cu care constituim ceea ce se cheamă Consiliul de Arondisment. Deci, arondismentul Codeneș Notre-Dame-de-Grâce este cel mai mare din Montreal, deci sunt 172.000 de persoane care locuiesc. Sunt multe proiecte imobiliare, deci este oarecare, și cum știți, este un cartier care a devenit destul de scump din punct de vedere imobiliar.
dar în ultimii 4 ani, cum vă spuneam, sunt președinta Consiliului Consultativ de Urbanism. Deci Consiliul Consultativ de Urbanism este o instanță cetățenească, deci este formată din cetățeni, dar care sunt arhitecți, peisagiști, apolitică, este administrativă și care, cum spune numele, este consultativ pentru aleși. Deci aleșii primesc indicațiile acestui Consiliu Consultativ de Urbanism. Eu sunt președintă de 4 ani. Deci toate proiectele imobiliare interesante, ultimele faze a proiectelor VU din cartierul care noi numim Le Triangle, dar de fapt e zona Namur, Jean Talon, noul proiect imobiliar care e foarte interesant, deci pe ăsta l-am văzut efectiv de la zero, care se cheamă proiectul Armstrong, deci este decari cu Jean Talon, deci în partea est și sud a Jean Talon, deci unde erau uzinele Armstrong, care vor fi dărâmate și e un nou cartier cu un hotel, birouri, aproape 600 de locuințe sociale, condouri abordabile și 2 turnuri de condouri mai de lux. Cartier foarte interesant, cu piață publică, deci și îți dai seama că urbanismul joacă un rol foarte important în viața noastră de zi cu zi. Alegerile, pregătirea alegerilor sunt de fapt o muncă de zi de zi, nu doar perioada preelectorală. Magda, tu te implici zi de zi, așa cum te simți prezentă și pe rețelele sociale, adineauri vedeam, implicația ta era vizibilă, am avut o tampetă formidabilă acum ceva săptămâni. Vorbeai de proiectele urbanistice din Montreal, parcuri, poate fi vorba și despre statui. România au o statuie la Montreal, statuia poetului național, Mihai Eminescu. Tu ai avut o poziție destul de transparentă și constructivă, zic eu, vis-a-vis de acest... Și destul de clară. Cum s-a poți ajuta tu? Sau cum ar trebui românii să învețe să se ajute pentru a fi ajutați? Deci cu statuia lucrul a fost foarte clar, așa cum l-am declarat în media românească. Deci statuia este într-un parc care este în transformare. Cum știți, pe platou Mont-Royal, deci este toți consilierii sunt aleși cu Projet Mont-Royal, deci din partidul meu, deci care au venit acum 3 ani și jumătate în urmă și mi-am spus, Magda, este o statuie a un poet al vostru român. N-ați putea să-l mutați, că noi vrem să transformăm parcul respectiv într-un parc pentru copii, pentru că avem foarte multe cereri de părinți, cartierul s-a întinerit foarte mult. Dar să trecem la concret. Ce ar trebui să facă românii? Păi românii trebuie să, le-am spus, trebuie să faceți o cerere în care să spuneți că doriți să mutați statuia. Eu m-am oferit să găsesc un proiect, da, să găsesc un loc în Codenej și am găsit și un loc în Parc Troa, care e foarte reprezentativ, e la intersecția Queen Mary cu Codenej, este interesant. Bănuiesc că grupurile românești se mobilizează și că până la urmă vom avea proiectul respectiv de mutare și că lucrurile se vor petrece. Da, să sperăm că acest proiect va... Nu mi-atribui nici cum meritul acest lucru. Am spus, din nefericire, am așteptat foarte târziu, pentru că 2017 este an electoral și cam complicat să faci mișcări bruște și să... Dar eu am să sprijin comunitatea, bineînțeles, este obligația mea morală să o fac, deci și pot să vă spun că din România n-am adus cărți, dar sigur am adus poeziile lui Eminescu, pentru că voiam să băiatul meu să păstreze dragostea pentru limba și cultura română și pentru poetul nostru național. Deci vă asigur că voi face tot ce este cu putință să îi oferim un loc de cinste statuii lui Eminescu. Magda,
Îți mulțumim foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Îți mulțumim pentru toate informațiile pe care ne le-ai dat și îți dorim de pe acum succes în cea de-a patra campanie electorală pentru Codenești Notre-Dame de Grasse. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este întotdeauna o plăcere să împărtășesc gândurile și ambițiile mele și sper că corespund de asemenea ambițiilor și dorințelor tuturor românilor care trăiesc în Montreal și în Quebec. Vă mulțumesc! Dragii noștri, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Am stat de vorbă cu Magda Popeanu, singura consilieră româncă în politica, implicată în politica municipală. Cetățenii rezidenții Codenești, Notre-Dame de Grasse, sunt invitați să-i ceară sugestii, să-i ceară sfatul, să-i ceară ajutorul. Magdei Popeanu este, ca de obicei, alături de oameni, alături de concetățeni pe care îi reprezintă. Vă invităm să continuați să urmăriți dezbaterile noastre pe teme socioculturale la ESCU TV.